Vreau să vă prezint o informare privind realizarea veniturilor bugetare pe luna septembrie 2018 la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș. În septembrie 2018, AJFP Maramureș a realizat la bugetul general consolidat al statului încasări în sumă de aproximativ 121,7 milioane de lei, o realizare procentuală de 113 aproximativ, comparativ cu realizările perioadei similare a anului anterior. Deci, practic, dacă comparăm septembrie 2017 cu septembrie 2018, pe cele patru componente ale bugetului general consolidat, constatăm că la bugetul de stat avem o scădere în sume brute de aproximativ 4.600.000 de lei, procentual 90,15% gradul de realizare. Deci, repet, comparativ septembrie 2018 cu septembrie 2017. La bugetul asigurării sociale de stat avem o creștere semnificativă, aproximativ 130%, în sume brute 11,9 milioane aproximativ. La bugetul fondului de șomaj iarăși avem creștere, 115%, iar la bugetul asigurării sociale de sănătate, iar zic eu, o creștere semnificativă de aproximativ 6,3 milioane de lei. Pe total, buget general consolidat, creșterea față de perioada similară anului trecut e aproximativ de 13,8 milioane, procentual aproximativ 113%. Și vreau să vă mai prezint o situație a realizării programului de încasări. Pe total, buget general consolidat, pe luna septembrie 2018. Astfel, pe total buget general consolidat, am avut repartizat de către conducerea MFP, implicit conducerea ANAF, un program de încasări de aproximativ 119,4 milioane de lei. S-a realizat 121,7, procentual 101,96%. Pot să vă spun că luna septembrie a fost singurul județ din regiune care ne-am realizat planul. Pe componentele bugetului general consolidat, față de planul repartizat, este un plan provizoriu care va fi reașezat ulterior de către conducerea ANAF în funcție de sumele declarate de operatorii economici în lunile respective, deci un plan provizoriu, da? Avem o scădere la, adică o nerealizare la, pe bugetul de stat, de aproximativ 1.400.000, la bugetul asigurării sociale de stat, iarăși o nerealizare de aproximativ 600.000, la bugetul fondului de șomaj, o nerealizare de 127.000, iar la bugetul asigurării sociale de sănătate avem o depășire, zic eu, substanțială de aproximativ 4.500.000. Per total, general, buget general consolidat, avem o depășire de 2.377.000 de lei. În condițiile în care s-au restituit și TVA-ul integral aferent lunii septembrie. Cam atât am avut eu să vă spun. Dacă aveți întrebări, vă ascult. Director, eu. Da. Așa că am văzut materialul. Deci, spuneți-mi rugămintea. Că, într-adevăr, și în februarie s-am fost singura sucursală din regiune care ne-a făcut planul tot anul ăsta. Așa că eu știu mențiunea și mă bucur pentru treaba asta și sigur că e un lucru în plus pentru colectivul de acolo care se străduiește să facă lucruri bune. Câteva lucruri vă întreb. Unu, credeți că restanța care avem la impozitul pe profit este restanță la profitul care trebuie plătit la 31 iulie 2018 sau la decembrie 2017? Asta e o problemă. Doi, de ce stăm așa prost la încasarea cu TVA? Vis-a-vis de impozitul pe profit, dacă comparăm 2017 cu 2018, știți că s-a modificat foarte mult modalitatea de impozitare. Adică există acea facilitate, eu zic, excepțională pentru operatorii economici din țara noastră de a plăti 1% pe cifra de afaceri. Și la noi intră la impozitul pe profit, intră la impozitul pe venit. Și de aici există diferențe mari între încasările pe impozitul pe profit de anul trecut și încasările pe impozitul pe profit de anul ăsta. În ceea ce privește TVA-ul, este o problemă, ați văzut, la nivel european. Nu știu dacă ați urmărit presa, era și o discuție la nivelul Comisiei Europene, o participa Ministrul Finanțelor Publice, era o propunere a
partenerilor, ca să spun așa, noștri europeni, cred că chiar a Austriei, să se aplice taxarea inversă la toate tranzacțiile făcute pe teritoriul unui stat național. Tocmai pentru a elimina cât mai mult din frauda în domeniul TVA. Frauda în domeniul TVA e foarte, foarte greu de controlat. Sistemele de fraudare a TVA-ului sunt foarte bine puse la punct la nivelul Uniunii Europene. Dacă vedeți și pe presă, sunt implicați în 5, 6, 7 țări europene și se reușește fraudarea acestui sistem. Repet, am văzut acum pe presă, Ministrul Finanțelor Publice a avut o poziție publică în care spunea că accesează la ideea Austriei de a se aplica taxarea inversă. Să știți că acum modificările care s-au adus la legea insolvenței, aceste modificări care s-au adus la legea prin ordonanța 88/2018, îi zic eu să ne sprijine în recuperarea mult mai bună a creanțelor către bugetul de stat. Pentru că mergea activitatea de inspecție fiscală, vă dau un exemplu, și stabilea o sumă suplimentară considerabilă în cel mai scurt timp societatea comercială respectivă. Da. Și de foarte multe ori solicitarea deschiderii procedurii insolvenței era practic o modalitate de a scăpa de datoriile către bugetul de stat. Bun, și da, sunt niște chestiuni legale? Era o lege? Nu, era legale, n-am spus, am zis că au folosit mediul de afaceri, a fost suficient de inteligent să marșeze pe, să zicem, prevederile legii. Și știți prea bine că o societate comercială intrată în insolvență deja se supune legii insolvenții 85/2014 și, bun, și cele care sunt cuprinse în plan, dar noi, ca și fisc, putem să mergem strict pe procedură colectivă ca și oricare alt creditor al societății respective. Deci noi nu mai putem să facem alte măsuri de executare silită, pentru că toate se suspendă. Și de aici sunt și pierderile foarte mari în domeniul TVA-ului. Acum, știm cu toții că este o afirmație a ministrului nostru de finanțe că să facem toți eforturi ca planul programat să realizăm. Credeți că l-atingem în 31 decembrie? Cel puțin la nivelul județului Maramureș, da. Pentru că la noi, pe toate componentele bugetului general consolidat, pe cele patru, buget de stat, CAS, CASS și fondul de șomaj, da? Suntem pe plus. Noi, pe o singură componentă a bugetului de stat, avem încasări sub programul repartizat de conducerea Ministerului Finanțelor Publice și să chiar TVA-ul. Dar lucrul ăsta se întâmplă la nivel național. Și să caută soluții, repet, am citit pe presă, ne trimit colegii pe intranet, să caută soluții pentru a diminua frauda în domeniul TVA-ului. Mai ales în domeniul achizițiilor intracomunitare. Acolo știm cum să procedăm. Știți cum e noi? Și trebuie să dovedim lucrurile astea și să le probăm. Domnule subprefect, stimați colegi, în instituția noastră, la sfârșitul lunii septembrie 2018, conform statisticilor, există în baza noastră de date 116.636 de pensionari. Bineînțeles că cei mai mulți sunt la limită de vârstă, după care urmează pensionarii de invaliditate. În ce privește plățile către pensionari, nu au fost probleme în luna septembrie. Legat de veniturile pe care le realizează instituția noastră, fac precizarea că încă este în vigoare acea lege 186, conform căreia se pot încheia încă contracte de asigurare pentru o perioadă retroactivă de 5 ani, pentru cei care doresc să-și completeze stagiile de cotizare, care au lipsuri în această perioadă. Iar legat de celelalte contracte de asigurare curente, în luna septembrie aveam un număr de 1.253 de contracte pentru care s-a încasat un venit de 540.381 de lei. Veniturile încasate în urma valorificării biletelor de tratament au fost de 442.550 de lei. Pentru luna septembrie am avut două serii de bilete de tratament. Pentru prima serie am avut alocate 393, repartizate 393 și au fost alocate 393, deci le-am vândut 100%. Pentru seria a doua
Din 391 am valorificat 386, un procent de 98%. Legat de seriile din octombrie, aș dori să fac precizarea că avem pentru seria din 14 octombrie disponibile la Mare, la Eforie Nord, la Neptun, la Techighiol și la Vatra Dornei. Iar pentru seria de la sfârșitul lunii octombrie, cu începere din 30 octombrie, avem disponibile la Giurgiu, la Govora, la Neptun, la St. George și la Căciulata. Pentru cei care doresc să mai beneficieze, se pot adresa la instituția noastră pentru a putea să primească un bilet din cele disponibile. Și dacă îmi dați voie, domnule subprefect, aș dori să fac câteva precizări legate de recalculare, pentru că este un subiect puternic mediatizat. Da, să profităm de acest moment. Noi o să le trimitem și un comunicat pe baza ceea ce ne-ați prezentat acolo. Așa cum bine este cunoscut faptul, a intrat în vigoare legea 221 din 27.07.2018 privind recalcularea unor anumite categorii de persoane care au lucrat în grupa 1 și aici mă refer în general la cei care au lucrat în subteran. Am vrut să vă întreb și eu, așa că e bine, că sunt probleme cu cei până în 1 ianuarie 2011. Da. Deci, așa cum... ...judecătorești acolo și nu știam cum procedați, dar ne spuneți dumneavoastră și în regulă. Vă scuzați că... Da, o să explic imediat. Deci, se cunoaște că noi am mai avut o recalculare pe legea 192, din 2016, recalculare care trebuia să se finalizeze. Din motive tehnice, mai sunt câteva dosare care nu au fost rezolvate până în acest moment. Menționat faptul că pe recalcularea din 221 vor intra toți cei care au fost recalculați în baza legii 192, care au primit de la noi decizii fără majorarea punctajului mediu. Deci toate aceste persoane vor reintra din nou la recalculare. Recalcularea se va realiza într-o perioadă de un an, din 1 a 10 până la sfârșitul lunii septembrie 2019. Ce mai este de menționat este faptul că... Deci că nici toți scrimurile astea nu merg așa. Deci, aceste drepturi se vor acorda cu data de 1 octombrie. Acum, de ce doream să fac unele precizări? Pentru că suntem asaltați și de pensionari și de presă, de ce nu am emis încă decizii pentru persoanele respective? Așa cum v-am spus, legiuitorul a prevăzut un termen de un an. De ce? Tocmai pentru ca să putem să desfășurăm în bune condiții această recalculare. Pentru că avem nevoie de operațiuni administrative, de operațiuni tehnice. Și dacă vorbim de județul Maramureș, în județul Maramureș vor trebui recalculate aproximativ 7.000 de dosare de pensionari. Noi abia le-am pus la loc în arhivă în urma recalculării de la 192, după care va trebui să le scoatem din nou. Deci, aceste persoane trebuie selectate din nou, trebuie readuse dosarele din arhivă și, nu în ultimul rând, avem nevoie de acele aplicații informatice pentru că se va face din oficiu. Deci nimeni nu trebuie să vină la noi cu o cerere, se vor face din oficiu, noi vom emite alte decizii pe care le vom expedia. Suntem încrezători și considerăm că în această perioadă de un an vom reuși să finalizăm această recalculare. Rugămintea noastră către beneficiari este aceea de a înțelege și a avea răbdare până când le vom expedia deciziile, pentru că, așa cum am spus, repet, se dau drepturile de la 1 octombrie, dar
Suntem în situația în care sunt foarte mulți, județul Maramureș este al treilea județ din țară ca și volum de lucru și dacă mai vin la ghișeu și ne mai asaltează cu tot felul de cereri, nu ne ajută cu nimic, dimpotrivă, ne încurcă și noi ne consumăm timpul dând răspunsul la cererile lor în loc să lucrăm acele dosare. Deci asta este rugămintea noastră către toți beneficiarii, să aibă răbdare, noi vom încerca să mai revenim în presă pe măsură ce vom mai avea noutăți.